Da, bună ziua! Pe 10 aprilie 2002, Dalma Lucaci, o adolescentă în vârstă de 15 ani, frumușică, silitoare și cu minte, a plecat la discotecă din casa bunicii ei din Gheorgheni, județul Harghita. Mai fusese de 2 ori, dar însoțită de bunicul ei, care o ducea și o aștepta afară, pentru că drumul spre casă era foarte lung, iar noaptea întunecos și pustiu. Trebuia să străbată orașul pe jos din centru până la gară, să meargă pe lângă calea ferată vreo 500 de metri, o zonă neprietenoasă, să treacă de barieră și apoi prin zona industrială, pe joseaua ce duce spre Joseni, încă 1,5 km. O zonă nu foarte circulată de pietoni nici ziua, cu atât mai mult noaptea. Paranteză. Poftim? Întrebarea numărul 1. Ce caută o adolescentă în vârstă de 15 ani la discotecă? La discotecă se întâmplă trafic de substanțe, se întâmplă prostituție, se bea alcool. Ce caută o adolescentă în vârstă de 15 ani la discotecă în toiul nopții? Și mai ales în timpul școlii. Întrebarea numărul 2. Cum adică mai fusese de 2 ori, dar însoțită de bunicul ei, care o aștepta afară? La discotecă stai cel puțin o oră. Dacă mergi la discotecă din rațiuni inofensive, ca să dansezi sau ca să te relaxezi în compania prietenilor, stai măcar o oră. Ce făcea bunicul afară în toiul nopții, timp de cel puțin o oră, cât o aștepta pe nepoată? Întrebarea numărul 3. Mă gândesc că motivul pentru care bunicul o însoțea era acela de a o proteja. Mă gândesc că mergea cu ea la discotecă pentru a oferi de pericole. Nu știu cum ar fi putut bunicul să facă acest lucru de afară. În timp ce bunicul nu știu ce putea să facă afară cât o aștepta, în interior, nepoata putea să bea alcool sau să ingereze substanțe. Sau să întrețină relații intime, voluntar sau involuntar. Întrebarea numărul 4. Dacă la discotecă adolescenta ar fi fost atacată sexual sau în orice alt mod de niște bărbați tineri, cum ar fi putut bunicul să o apere? Întrebarea numărul 5. Ce caracter, vă întreb eu pe dumneavoastră, are un adolescent care își pune bunicul noaptea pe drumuri pe rute periculoase și îl ține o oră în fața clădirii în miezul nopții ca să se ducă el, adolescentul, la discotecă? Eu așa ceva nu am mai auzit. Este pentru prima oară când aud că cineva merge la discotecă însoțit de bunic, care bunic așteaptă afară. Acest aspect, mie personal, mi se pare foarte dubios. Revenind la caz, Dalma făcea parte dintr-o familie modestă. S-a născut pe 25 martie 1987. Locuia împreună cu mama ei, cu tatăl Vitreg și cu sora ei de mamă, Sila, mai mică cu 3 ani decât ea, în Chileni, nu departe de orașul Gheorgheni, într-o căsuță joasă, cu 2 camere înghesuite și o curte noroioasă. Până în urmă cu câteva luni, locuise cu bunicii și cu unchiul ei într-o casă de asemenea prăpădită de la marginea Gheorghenului. După ce i-a murit bunicul, a început să stea mai mult acasă, în Chileni. Chiar dacă mergea la școală în Gheorgheni, făcea naveta. Citez. Avea probleme cu familia. Nu putea să vorbească cu mama ei niciodată. O certa din orice. Nu se înțelegea cu tatăl ei. Mama o și bătea câteodată. O certa des. A zis odată că merge la bunica și nu mai vine. Îl iubea și pe unchiul ei de la Gheorgheni. Era bucuroasă dacă venea el la Chileni. Îi mai aducea câte o ciocolată. A spus Ildico, prietena cea mai bună a Dalmei. Cum bătrânul murise între timp, în ziua aceea, a treia oară când a mers la discotecă, Dalma a plecat cu unchiul ei, care mergea și el la un prieten. Foarte important este următorul detaliu.
Toată lumea susține că Dalma nu a lipsit niciodată de la școală. Niciodată. Până vineri, 10 aprilie 2002. În acea dimineață, Dalma a acuzat dureri de cap. Era răcită, așa cum povestește bunica ei, Chergheli Rosalia, și s-a învoit de la școală. În schimb, spre seară, a ținut morțiș să plece la discotecă. Bunica nu a vrut să o lase, dar Dalma a insistat și a plecat. Citez: eu nu am lăsat-o, dar nu m-a ascultat. A plecat de capul ei. Când trăia bunicăsu, dacă voia să meargă, o ducea el și o aștepta acolo. Pe el îl asculta. Am încheiat citatul. Deci, oameni buni și răi, fata nu era chiar atât de ascultătoare precum o descrie toată lumea. Vedeți? Această lipsă de obiectivitate cu care sunt tratate victimele poate de multe ori să ducă la vicierea anchetei. Este acum la modă ca victimele să fie descrise în superlative absolute și prezentate ca fiind tangente la perfecțiune. În realitate, caracterul și comportamentul unui om poate explica acțiunile lui. Dacă nu îi cunoști adevăratul caracter, nu poți desfășura o anchetă corectă. La concluzii corecte, știm de la logică, nu se poate ajunge decât plecând de la premise corecte. Revenind la caz, Ildiko, cea mai bună prietenă a Dalmei, își amintește că joi seară, cu o zi înaintea dispariției, Dalma i-a propus să meargă împreună la distracție în Gheorghe. Dar pe ea, evident, tatăl ei nu a lăsat-o. Pe ea, pe Ildiko. Citez: s-a supărat pe mine că nu m-am dus cu ea. De-aia n-am mai vorbit cu ea și vineri. Povestește Ildiko. Bun, deci de această dată, a treia oară, a mers la discotecă însoțită de unchi. La ora 20, ea și unchiul ei s-au despărțit și au stabilit să se întâlnească la ora 23, atenție, vă rog, oameni buni și răi, în fața unui bloc de lângă gară, ca să se întoarcă împreună acasă. Mi se pare ieșită din comun această informație. Îți dai întâlnire cu o adolescentă de 15 ani, noaptea, la ora 23, lângă gară, pui o copilă în vârstă de 15 ani să te aștepte în fața unui bloc de lângă gară. Știm cu toții că gara este sediul aurolacilor și al boschetarilor. Iată cum descrie zona un jurnalist de la Jurnalul Național care a documentat acest caz. Citez: chiar și acum, parcurgând traseul pe care îl avea fata destrăbătut, te trec fiori de spaimă, ici colo câte un lătrat în pustietatea presărată de clădiri jupuite, oarbe, părăsite, ziduri de piatră, porți de fier, miros greu, miros de tren, pași grăbiți în noapte, am încheiat citatul. Foarte dubioase acțiunile acestei familii. La discotecă s-a întâlnit cu prietenul ei, care, la plecare, a condus-o spre punctul de întâlnire cu unchiul. Dalma avea de 2 luni un prieten, pe Carol, un băiat în vârstă de 17 ani, din Suse. Ildiko, prietena ei cea mai bună, spune că Dalma și Caroli nu aveau relații intime. Într-un interviu acordat Jurnalului Național, Ildiko a descris-o astfel pe Dalma. Citez: cu băieții cum se purta? Ce făcea dacă o fluiera un băiat pe stradă? Întreabă jurnalistul de la Jurnalul Național. Ildiko răspunde: nu răspundea. Dacă nu-l cunoștea, trecea și nu zicea nimic. Nici nu se întorcea. Nu era așa. Dar dacă cineva punea mâna pe ea, întreabă jurnalistul, atunci se întorcea, spune Ildiko, și le zicea. Era bătăioasă, nu se lăsa.
În noaptea dispariției, Carolie ar fi vrut să o rețină, să mai stea de vorbă. Dar ea i-a spus, citez: nu acum că mă grăbesc. Ne vedem în altă zi. Am încheiat citatul. Cât au mers împreună, fata s-a oprit la o cabină telefonică și s-a uitat grăbită la ceas. Era aproape 23. Și mai avea ceva de mers până la punctul de întâlnire cu unchiul ei. Băiatul a condus-o până la ultimul bloc din cartier. Iar de acolo, fata a luat-o la fugă singură. Mai avea aproximativ 300 de metri până la destinație. Din acest moment, nu se mai știe nimic de Dan. Pe cum? Nu s-a întâlnit cu unchiul ei? Nu. Nu. Unchiul a lăsat-o pe adolescentă să îl aștepte mult și bine în fața blocului de lângă gară, într-o zonă răufamată, deosebit de periculoasă. De ce? Vă spun imediat. Pe data de 12 aprilie 2002, Gergely Mikloș din Gheorgheni, județul Harghita, anunță poliția orașului că nepoata lui, Dalma Lucaci, în vârstă de 15 ani, este dispărută de acasă de 2 zile. Bărbatul a spus că fata a plecat de la bunica ei vineri seară pe 10 aprilie în jurul orei 20 la discoteca ce are sediul în incinta casei de cultură din Gheorgheni. Iar de atunci, familia nu mai știe nimic de ea. De ce unchiul a fost cel care a anunțat la poliție dispariția și nu mama? Unchiul fetei a spus anchetatorilor că, deși citez, am băut cu prietenul ăla al meu, am cam uitat de fată. Ce-a făcut? A băut și a uitat de fată? Da. Nu glumesc. Asta a zis omul că a făcut. A băut și a uitat de fată. La un moment dat și-a amintit și a coborât. Nu-și amintește cât era ceasul, dar știe că s-a gândit că fata o fi plecat singură spre casă și s-a dus după ea. Pentru că nu a găsit-o nici pe drum, nici acasă, s-a întors și a căutat. Dar nici urmă de Dan. A doua zi, i-a anunțat în sfârșit și pe părinții fetei. Toată familia copilei a bătut străzile Gheorghienilui și incintele vechi de întreprinderi părăsite, au căutat-o pe la colegii ei, au întrebat de ea, dar n-au aflat nimic. La început, dispariția fetei nu a fost considerată suspectă. Toți cei care au cunoscut-o pe Dalma, prieteni, vecini, profesori, colegi, spun că era o fată cu minte, frumușică, dezvoltată pentru vârsta ei și cu rezultate școlare excelente, premiantă. Diriginta de atunci a Dalmei consideră că fata nu a fost căutată imediat după dispariție. Citez: s-a considerat că a fugit. Deși era foarte puțin probabil ca o fată atât de cuminte și de silitoare, care își dorea să devină învățătoare, să se schimbe atât de brusc. Am încheiat citatul. E, uite că Dalma se schimbase totuși. Brusc și foarte mult. Chiar și anchetatorii o descriu pe Dalma drept o fată retrasă, educată și respectată de colegi. În mintea căreia totuși începuseră să încolțească neliniști periculoase. Cum a fost prima oară? Le-a întrebat Dalma în vremea respectivă pe colegele cu mai multă experiență. Câteva colege ale Dalmei, care își începuseră viața sexuală, au sugerat în fața anchetatorilor că Dalma era foarte interesată să afle informații de natură sexuală. Prietena ei, cea mai bună, susține, citez: mai vorbeam despre sex, dar nu mai amintesc. Vorbeam despre cum ar fi, dar nu am auzit-o niciodată spunând că a făcut asta sau că ar vrea. Am încheiat citatul. Polițiștii s-au gândit că a plecat de bunăvoie cu cineva.
Polițistul care s-a ocupat de caz spune, citez, în prima fază nu a fost considerată o dispariție suspectă, deoarece, după ce am vorbit cu colegele ale ei, care își începuseră viața sexuală la 12 ani, am aflat că și ea devenise interesată. Cum se întâmplă dacă e bine? Am zis că poate s-a dus undeva și s-a dus de bunăvoie. Am încheiat citatul. Dar, impulsionați de declarațiile profesorilor și de situația școlară foarte bună a fetei, au făcut totuși verificări pe la rude, pe la stâne și prin restaurantele pe unde colegele ei erau dame de companie. După 3 săptămâni și jumătate de la dispariție, cadavrul Dalmei a fost găsit întâmplător într-un canal de vizitare a conductei de ape pluviale. Canalul era acoperit cu un capac de beton în greutate de peste 100 de kilograme. Fata era dezbrăcată, iar picioarele îi erau legate cu un șiret. Avea în urechi cercei din aur, ceea ce exclude jaful ca mobil al crimei. La 5 mai 2002, proprietarii terenurilor agricole situate la circa 2 km de ieșirea din Gheorgheni spre Joseni au sesizat regia de apă din oraș că un cămin de vizitare deversa și inundase toată zona. Se topiseră zăpezile și ploase în zilele acelea, iar apa, în loc să se scurgă prin canal, îmbibase câmpurile. Lucrătorii regiei s-au dus la fața locului înarmați cu cănci ca să scoată gunoaiele care blocau conducta. Însă în cange, spre groaza lor, s-a agățat altceva. Era trupul inert și umflat de apă al unei fete foarte tinere. Singurul articol vestimentar pe care îl avea pe ea era sutienul, care îi atârna în jurul gâtului. Echipa de anchetatori de la IPJ Harghita, care a ajuns la fața locului, a stabilit că fata din canal era Dalma Lucaci. Citez, corpul ei obturase scurgerea, iar apa a crescut și a dat pe afară. De aceea a fost găsită, din întâmplare, povestește Ioan Mărțoiu, procurorul desemnat de parchetul de pe lângă tribunalul Miercurea Ciuc cu supravegherea anchetei penale. Dalma a fost găsită la aproximativ 700 de metri de casa bunicii, pe drumul ce leagă Gheorgheniul de Joseni, de Pride și merge mai departe spre Sovata. Polițiștii care au ajuns la fața locului nu au reușit să strângă prea multe probe. Tot terenul din preajmă era inundat, iar apa acoperea inclusiv gura de vizitare a canalului. Lucrătorii regiei de apă erau strânși de jur împrejur și terenul era plin de urmele lor. Deci probele fusese viciate. Procurorul spune că nu s-au putut ridica amprente de pe inerul de fier al capacului de beton și cu atât mai puțin urme de pași sau roți de mașină. Un alt impediment major în anchetă, după cum a explicat comisarul șef Morar, a fost că, citez, noi nu am reușit să identificăm nici locul faptei, adică locul în care fata a fost sechestrată, violată și lovită până și-a pierdut cunoștința. Gura de canal este doar locul în care criminalul sau criminalii au încercat să se debaraseze de un corp, iar locul faptei ar fi putut furniza mult mai multe indicii despre autorul crimei. Conform fișei întocmite la 1 noiembrie 2002 de procurorul Ioan Mărțoiu, citez, din primele cercetări s-a ajuns la concluzia că victima a fost supusă unei agresiuni sexuale, fiind lovită în mod repetat și aruncată în gura de canal, capacul în greutate de peste 100 de kilograme fiind pus în poziția inițială. Am încheiat citatul. Necropsia s-a efectuat imediat, iar în urma ei s-a stabilit un alt fapt terifiant. Moartea a survenit prin asfixie, adică prin înnec, în apa
plină de reziduri din canal. Dalma a fost aruncată acolo vie, probabil inconștientă, pentru că la momentul morții, apa din canal nu era mai adâncă de 30 de centimetri. Plămânii i-au fost inundați de mul. Presupunerea că fata a fost inconștientă în momentul în care a fost aruncată este susținută și de o altă constatare a medicilor legiști. Citez. Victima prezenta în zona capului leziuni cu caracter vital produse anterior decesului prin lovire cu sau de corpuri dure și târâre prin frecare de o suprafață dură. Am încheiat citatul. Raportul de necropsie furniza o informație importantă pentru anchetă. Citez. Victima prezintă deflorare recentă cu cel mult 7-10 zile înaintea decesului. Iar în secreția vaginală se disting capete de spermatozoizi. Am încheiat citatul. Efectuarea testului ADN ar fi putut constitui un start în anchetă, întrucât acest test furnizează indicii deosebit de importante despre posibilul sau despre posibilii criminali. Dar nu a constituit nici start, nici continuare. Întrebat fiind dacă s-a efectuat analiza ADN a acestor probe biologice, comisarul șef Morar a răspuns. Vă dați seama, stând în apă și cu câte mizerii a intrat în contact, nu se putea face ADN. Am încheiat citatul. Această teorie este contrazisă de medicul Ligia Bărbări de la laboratorul genetică al INML Minaminovici. Medicul spune următoarele, citez. Orice urmă de spermă poate fi analizată, indiferent de mediul în care a stat cadavrul. Am încheiat citatul. Procurorul Ioan Mărțoiu a infirmat și el spusele comisarului șef Morar, susținând că analiza ADN a fost făcută, iar rezultatul ei există la dosar. Citez. Dar dacă nu avem cu ce să-l comparăm, ce să facem? Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, Ioan Mărțoiu spune că rezultatul testării nu s-a potrivit cu ADN-ul niciunui suspect și atât timp cât nu există o bază de date ADN la nivel național a celor intrați și ieșiți din sistemul penitenciar sau suspecți pentru acte de violență cu viol, nu poate fi comparat decât cu cel al suspecților din acest caz, exclusiv. Ceea ce, da, este corect. Prin procurorul Adriana Dobrică, un alt procuror care s-a făcut că cercetează acest caz, a confirmat cele spuse de Ion Morar. Citez. În cauză nu s-a efectuat testul ADN pe probele biologice prelevate la autopsie. Lamele cu material biologic mai există. Am încheiat citatul. La întrebarea și veți dispune expertiza? Adriana Dobrică a răspuns cu o nonșalanță specifică a anchetatorilor români. Ca să nu spun, cu o totală lipsă de bun simț. Citez. Nu. Dacă celelalte probe cad, este și asta o probă care urmează să fie administrată. Nu s-a făcut atunci, adică în 2002, deoarece nu prea se făcea testarea ADN. Dar știți că mai dau și erori câteodată. Se va face probabil în momentul în care se vor epuiza și celelalte probe. Am încheiat citatul. Eu nu am auzit nicăieri în lume un caz în care testarea ADN a dat erori. Deși inițial a notat în raport că din primele cercetări reiese că Dalma a fost violată, ulterior, comisarul șef Ion Morar a revenit asupra acestui aspect, citez. Ancheta nu a putut demonstra că a fost vorba de un viol. S-a presupus doar că ea a fost violată. Am încheiat citatul. Ce a făcut? S-a presupus? Am înțeles. Teoretic, această declarație a comisarului șef Ion Morar se traduce așa. Nu au fost găsite urme de agresiune în zona intimă, urme care să justifice prezumția că a fost violată. Contactul sexual, în lipsa urmelor de violență, se prezumă a fi fost liber consimțit. Teoria comisarului șef Morar este următoarea, pentru că anchetatorii români nu au concluzii certe rezultate din probe, au teorii.
Deci teoria comisarului șef Morar este următoarea. Citez. Părerea mea este că respectivul sau respectivii, eu sunt convins că nu a fost doar unul, pentru că fata n-a vrut să facă, au lovit-o destul de puternic și văzând că nu-și mai revine, s-au speriat, crezând că au omorât-o. Și s-au gândit că dacă o aruncă în canal, se descompune și nu ne mai dăm seama de nimic. Poate sperau nici să n-o găsim. Am încheiat citatul. Nu s-a putut stabili nici numărul de autori. Pentru asta a fost făcut un experiment. Câți inși ar fi putut ridica acel capac? Rezultatul este la fel de incert ca și restul datelor din caz. Unul mai zdravân sau doi mai firavi, spun anchetatorii. Polițiștii care au anchetat acest caz fie suferă de retard mental, fie ne cred pe noi incapabili să judecăm. Un alt semn de întrebare al anchetei este următorul. Cum a fost transportată fata până la acel canal, situat la circa 2 km în afara orașului și la aproximativ 500 de metri de casa bunicilor, fără ca nimeni să vadă? DN13B Gheorgheni Pride Sovata, într-adevăr, nu este un drum circulat la picior, însă este unul bătut intens de autovehicule. Iar canalul în care a fost găsit corpul fetei se află la nici 3 metri de marginea drumului, în câmp deschis. Cum de nimeni n-a văzut nimic? Citez. Părerea mea e că respectivii cunoșteau zona foarte bine, pentru că este singura gură de canal așa de adâncă, peste 2 metri și jumătate de acolo, spune comisarul șef. Când a fost găsită, Dalma, așa cum v-am spus, avea cercei de aur în urechi. Când plecase de acasă, nu luase la ea decât niște mărunțiși. Din acest motiv, anchetatorii au exclus jaful ca mobil al crimei. Procurorul Ioan Mărțoiu spune însă că nici nu s-a putut stabili cu certitudine un alt mobil. În anchetă, citez, au fost cercetate și audiate numai în primele 30 de zile de la descoperirea corpului 132 de persoane care aveau cunoștință de locurile frecventate de victimă, care au fost în compania ei sau au putut furniza date în interesul anchetei. Scrie în fișa cazului din noiembrie 2002. Citesc din nou, numai eu am audiat mai mult de 50 de inși, a spus procurorul Mărțoiu. Referitor la această parte a anchetei, audierile, un vecin al familiei Dalmei din Chileni a povestit jurnaliștilor de la Jurnalul Național următoarele lucruri. Poliția nu a căutat făptașul. Mai mult, a căutat degeaba. Feciorul meu a mâncat și bătaie. Toți băieții din sat au fost chemați la audieri pe rând. Vreo 50. Băiatul a fost bătut măr. Și am înțeles că nu numai el. Au venit vreo 3 bătăuși de polițiști din Miercurea Ciuc. Am încheiat citatul. Cercul de suspecți a fost în cele din urmă format din 12 persoane care au fost verificate. Au fost verificate grupurile de prostituate și locurile frecventate de acestea. Au fost audiați prieteni și colegi ai Dalmei. Au fost verificate persoanele cunoscute cu comportament deviant, condamnații pentru abuzuri sexuale sau pentru violență. 4 persoane au fost testate poligraf, însă doar de la Miercurea Ciuc. Anchetatorii au spus că, fiind vorbitori de limbă maghiară, suspecții nu pot fi testați la Institutul Criminalistic din București, pentru că acela care pune întrebările, psihologul, trebuie să vorbească aceeași limbă cu cel testat. În cazul acesta, limba maghiară. Nu poate fi vorba de translator la o asemenea testare, deoarece traducerea ar putea afecta reacțiile celui testat. În dosarul morții Dalmei există totuși un suspect constant. Cercetat și răscercetat în ultimii 8 ani.
Procurorul Mărțoiu spune însă că acesta, chiar dacă a fost audiat de nenumărate ori, citez, nu s-a contrazis în declarații pe tot parcursul anchetei. Am încheiat citatul. Prima pistă pe care au epuizat-o anchetatorii a fost, bineînțeles, ultima persoană care a văzut-o pe Dalma în viață. Prietenul ei, Carol. Să fie el suspectul despre care vorbește procurorul, nu știu. Ultimele persoane care au văzut-o în viață pe Dalma refuză să stea de vorbă cu presa. Prietenul ei de atunci, Caroli, este acum bărbat la casa lui, în Suse. Și nu vrea sub nicio formă să discute despre cele întâmplate atunci. Este dreptul lui. Cea de-a doua persoană cu care a fost Dalma în acea seară, unchiul ei, Micloș Ghergheli, sub scuza că nu prea se descurcă în românește și că femeia lui ar ști mult mai bine să vorbească limba română, s-a dus să o cheme și dus a fost. Concubina, ieșită în locul lui la poartă, a început să țipe la jurnaliști înainte de bună ziua. Citez, lăsați-ne în pace, nu mai vorbim cu nimeni, ne-am săturat de cazul ăsta, cât am avut de tras cu poliția și acum suntem înglodați în datorii. Nu mai vreau să aud, numai când aud numele Dalma, mi se ridică tot sângele în cap. A strigat femeia într-o română perfectă, înainte să trântească poarta în urma ei. În 2008, Dan Petru, procuror general al parchetului Curții de Apel Târgu Mureș, declara că a preluat dosarul și că în caz a rămas un singur suspect, asupra căruia se fac verificări. Ancheta, oameni buni și răi, nu a avansat deloc nici până în sfânta zi de astăzi. Din mai 2002 până acum, anchetatorii nu au reușit să stabilească cu certitudine nici dacă este vorba despre un autor sau mai mulți, nici dacă a fost un act premeditat al unei grupări organizate sau un act spontan al unui dezaxat care, profitând de întuneric și de faptul că fata era singura, a răpit-o, a sechestrat-o și a violat-o și apoi a omorât-o. Dosarul Lucaci Dalma este în continuare pasat de la un responsabil la altul. Șeful IPJ Harghita, comisar șef Sandu Moldovan, spune că poliția nu poate da amănunte despre mersul anchetei și arată înspre parchet. Procurorul Dan Petru recunoaște că, citez, în cazul Dalma n-am avansat. Chiar urma să văd ce-a mai făcut poliția de la ultima întâlnire, când am stabilit cu ei ce-ar mai fi de verificat, am încheiat citatul. Surpriza însă, deși dosarul este în parohia lui, este că nu el este procurorul de caz, ci un subordonat de la parchetul de pe lângă tribunalul Harghita, instituție care inițial nu a dorit să comunice despre cazul Dalma, decât că dosarul penal se află la IPJ Harghita. În cauză se continuă cercetările în vederea identificării autorului faptei. Am încheiat citatul. Răspuns șablon. Citesc din nou. După pensionarea procurorului Mărțoiu, dosarul a fost repartizat unuia dintre cei trei procurori care erau aici la vremea respectivă, a afirmat ulterior purtătorul de cuvânt al parchetului de pe lângă tribunalul Harghita. Prim-procurorul Dobrică Adriana recunoaște într-un final, citez, eu sunt procurorul de caz. Fiind un dosar în urmărire proprie a procurorului, nu am de ce să dau nimic publicității. Dosarul a fost preluat de la procurorii care s-au succedat din cauza pensionării. Procedura nu-mi permite să dau nimic din dosar. Competența aparține exclusiv procurorului, spune doamna prim-procuror. La întrebarea ce procurori s-au ocupat din mai 2022 și până acum de acest caz, cu nume și prenume,
Parchetul răspunde, citez. Procurorul care s-a ocupat inițial de caz a fost domnul Mărțoiu Ioan. Deci nici vorbă de pensionări succesive sau de Dan Petru, procuror de caz. Acesta din urmă le-a explicat jurnaliștilor de la Jurnalul Național ulterior că el de fapt nu a avut niciodată dosarul în supraveghere, ci doar a încercat să ajute. În anul 2004, IPJ Harghita făcea un apel și o promisiune. Citez. Cercetările referitoare la cazul de omor deosebit de grav, victima fiind Lucaci Dalma din anul 2002, nu au încetat niciodată. Vor continua până la prinderea făptașului. Avem însă mare nevoie de ajutorul dumneavoastră. Dacă ați văzut sau ați auzit ceva referitor la acest caz, vă rugăm, telefonați-ne. Recompensa de 100 de milioane de lei, vechi, evident, este adevărată, necesară și poate chiar crește. Dar este mult mai important ca această fiară cu chip de om, pentru că, nu-i așa, polițiștii români sunt și poeți, să nu trăiască liberă printre noi. Copiii noștri au nevoie ca acesta să fie identificat și prins. Comunitatea noastră trebuie să fie un loc curat, unde să ne trăim în liniște viața. Recompensa este încă valabilă, spun anchetatorii. În 2004, presa din județul Harghita titra că o echipă de reporteri de la Discovery Channel este interesată de cazul Dalma. Jurnalistul Stelian Tănase și producătorul Constantin Titi Popescu voiau să realizeze un documentar pe care, eventual, să îl distribuie celor de la Discovery. Pe celebrul canal de televiziune britanic nu au apărut însă niciodată imagini cu tragedia de la Gheorgheni. Citez. Da, documentarul există, numai că nu este montat, a spus Stelian Tănase. Și citez din nou, așteptăm rezultatele anchetei, a completat jurnalistul. În final, vă spun că mama Dalmei s-a resemnat. Da, nu glumesc. Mama Dalmei s-a resemnat. Nu mai știe de multă vreme dacă polițiștii mai fac ceva pentru prinderea criminalului fiicei ei. La fel și vecinii și prietenii din Chile. Anchetatorii nu au mai dat pe acolo de vreo 4 ani. Ce părere am eu despre această tragedie? Mie mi-este foarte clar ce s-a întâmplat în acest caz. Însă, dat fiind faptul că orice cetățean este prezumat nevinovat până la proba contrarie, iar polițiștii nu au reușit să adune nicio probă, nu îmi permit să aduc acuzații nimănui sau să fac afirmații care ar putea fi interpretate drept intenție de a induce public convingeri greșite, potrivit cărora un nevinovat ar fi de fapt vinovat. Ceea ce pot însă să vă spun, și o fac cu maximum de indignare, este faptul că, din punctul meu de vedere, este inadmisibil și strigător la cer faptul că un adult, la unchiul Dalmei mă refer, își dă întâlnire cu un minor și cu atât mai mult cu o minoră în vârstă de 15 ani, noaptea la ora 23, în fața unui bloc de lângă gară, adică pe domeniul boschetarilor, prostituatelor, peștilor, bețivilor, drogaților, și nu este în niciun fel pedepsit de lege pentru acest lucru. Prin ceea ce a făcut, unchiul Dalmei a pus conștient și voit în pericol viața nepoatei sale. Este de asemenea inadmisibil și strigător la cer faptul că un adult care își ia angajamentul protejării unui minor, se îmbată, uită de copil și lasă copilul să îl aștepte noaptea pe stradă. Și nu este în niciun fel pedepsit de lege pentru acest lucru. Prin acțiunile sale, unchiul Dalmei a pus viața nepoatei sale în pericol. Și a făcut-o conștient. Poliția nu a luat nicio măsură în acest sens. E
Este inadmisibil faptul că mama Dalmei și-a lăsat fiica în vârstă de 15 ani, un copil în mod evident răzvrătit și greu de stăpânit, în grija bunicilor. Mai ales știind că unchiul, care locuiește în casa bunicilor, este dependent de alcool. De ce dispariția a fost anunțată la poliție abia după 2 zile, iarăși este o întrebare. Eu cred că orice familie sănătoasă la cap, dacă, Doamne ferește, îți dispare copilul la miezul nopții, anunți poliția în acel moment sau cel târziu a doua zi. Nu pierzi timp prețios căutând-o tu cu rudele. Legislația românească în astfel de situații este clară și impune proceduri care solicită declanșarea imediată a cercetărilor, nu după 24 de ore de la anunțul dispariției, așa cum greșit s-a împământenit la noi în țară, fără o bază legală. Statisticile FBI spun că primele 24 de ore după dispariție sunt esențiale. Cu cât trece mai mult timp, cu atât șansele ca dispărutul să fie găsit în viață se diminuează simțitor. Extraordinar de dubios mi se pare comportamentul acestei familii. Îmi pare rău că nu vă pot spune cine cred eu că a săvârșit această crimă sau a participat activ și a favorizat săvârșirea acestei crime, dar nu știu de ce am impresia că toți ne gândim la aceeași persoană. Pentru că, în opinia mea, este evident. Nu îmi explic de ce această persoană nu a fost anchetată mai amănunțit de poliție și nu a fost pedepsită pentru tot acest șir de fapte pe care eu nu le pot considera erori. Un adult nu poate săvârși astfel de erori. Punct. Atât despre acest caz. Mi se pare de asemenea, nici nu găsesc cuvântul potrivit care să descrie ce simt în legătură cu cele întâmplate la școala Nicolae Titulescu în aceste zile, unde un copil a fost violat de colegi în toaleta școlii. Iar directoarea instituției a spus că nu a luat măsuri, întrucât a încercat să mențină un climat de discreție. Poftim? Cum? În instituția pe care o conduci are loc un viol și tu, director, nu iei nicio măsură pentru că dorești să menții un climat de discreție? Dacă vă întrebați care este statutul legal al acestei doamne, este în continuare liberă. Nimeni nu a considerat această atitudine a directorului școlii Nicolae Titulescu din București ca fiind una potrivită pentru a-i se aduce doamnei acuzația de favorizarea infractorului și tăinuire. Asta este legea în România. Este strigător la cer, este cumplit, iar ceea ce este cel mai grav este faptul că am ajuns să ne fie frică să ne mai trimitem copiii la școală pentru că pot veni violați acasă. Și dacă un băiat a pățit așa ceva, vă dați seama în ce pericol sunt fetele. Asta este România în care am ajuns să trăim. Și am ajuns aici din prea multă toleranță. Am ajuns aici pentru că și chiar și atunci când am văzut că lucrurile încep să devieze și că lucrurile încep să o ia razna, am continuat cu această mizerie, cu acest nonsens numit politically correctness și cu această teorie potrivit căreia copiii trebuie lăsați să facă ce își doresc ca să nu fie traumatizați. Nu contează că îi violează și îi traumatizează pe alții. Și cu această teorie că toți suntem egali și că trebuie să fim pe deplin liberi. Aici s-a ajuns. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc din suflet tuturor acelora dintre dumneavoastră care ați înțeles că sunt foarte importante pentru algoritmul YouTube comentariile.
și care, atunci când nu aveți nimic de spus în legătură cu cazul prezentat în clip sau nu vreți să spuneți nimic, lăsați în comentarii un salut sau un cuvânt oarecare sau un emoticon. Înseamnă foarte mult pentru mine gestul vostru. De asemenea, vă mulțumesc din suflet tuturor acelora dintre dumneavoastră care vă abonați și apăsați pe clopoțel. Este foarte important să vă abonați. Îmi oferă mie o motivație să continui. Mulțumesc! La revedere!